Bună ziua! Este important, așa cum s-a mai menționat pe parcursul discursurilor, ca femeia să beneficieze de alternativă reală atunci când se confruntă cu o criză de sarcină. O alternativă reală înseamnă o soluție care să privească interesul și binele deopotrivă al mamei și al copilului pe termen scurt, mediu și lung. De multe ori ce se întâmplă este că societatea, în concepția sa utilitaristă, vrea să rezolve problema. De aceea, evenimente precum este cel de astăzi, sau precum va fi Marșul pentru Viață, în sâmbătă aceasta, pe 23 martie, sunt extrem de importante pentru că aduc în discuție subiecte despre care lumea știe, dar nu vorbește. Și atunci, aducând în discuție astfel de probleme, cu toții putem identifica soluții și putem strânge rândurile cumva, putem să fim mai apropiați în misiunea noastră și avea un efect mai important, mai puternic. De obicei, femeia este lăsată singură în fața sau cu așa zisă problemă. Din păcate se întâmplă acest lucru, iar problema în general ea nu trebuie eliminată așa cum se spune sau cum societatea în general, la nivel macro, precum și la nivel micro, sugerează femeia aflată în criză de sarcină, ci această așa zisă problemă trebuie transfigurată. De ce? Pentru că principalele efectele avortului se cunosc. Da? În primul rând moare cineva, dar la fel de important este că acea femeie se văduvește de o supraputere pe care Dumnezeu o dă oricărui om care devine părinte, mamă sau tată. Și anume acea putere de a iubi non-stop. De a iubi fără, de a nu mai putea să nu iubești. Iar această putere este în sine o putere vindecătoare. Deci avortul nu numai că omoară un om, ci omoară alți oameni încetul cu încetul, pentru că nu îi ajută spre vindecare. Dimpotrivă, nașterea câtor mai multor copii ajută spre vindecarea fiecăruia, pentru că această iubire a părintelui care vindecă pe interior, multiplicându-se, produce mai mari și mai frumoase efecte. De aceea societatea trebuie să iasă din indiferență și să fie solidară. De aceea noi, cei adunați astăzi, care suntem, să spunem, misionari ai vieții, factori politici, mame, copii, care vor fi viitori misionari ai vieții, trebuie să fim precum samarineanul din pilda Mântuitorului, și anume să facem acel one extra mile atunci când vedem pe cineva aflat în nevoie. Este ușor să ignori problema, este puțin mai greu, dar extrem de benefic să încerci să rezolvi problema. De aceea Metropolia Moldovei și Bucovinei din anul 2011 a inaugurat o activitate misionară, Provita, prin înființarea departamentului Provita din cadrul sectorului de misiune. Este un departament care are în vedere dezvoltarea unei misiuni proviață în trei județe, Iași, Botoșani și Neamț, în mod special acolo unde se află Arhiepiscopia Iașilor, precum și în celelalte județe componente ale Metropoliei Moldovei și Bucovinei, Suceava, Bacău și Vaslui. Desigur, activitatea noastră este universală, adică oricine, de oriunde ar veni, noi oferim sprijin și ajutor. Ajutorul pe care noi îl oferim este unul holistic, atât în ceea ce privește nevoile persoanei, cât și în ceea ce privește categoriile de persoane. Pentru că noi ajutăm cazuri indiferent de religie, etnie, mediul în care provine, iar principalele noastre tipuri de ajutor constau evident în consiliere. Activitatea de consiliere este extrem de importantă, realizată de partenerii noștri, psihologi, avocați, asistenți sociali, consilieri vocaționali. De asemenea, în cadrul activității de consiliere am înființat și un serviciu telefonic, un tel verde, 0800 800 116. Este o linie telefonică la care poate apela oricine de pe teritoriul României și poate găsi consiliere și sprijin emoțional în primul rând și ulterior, dacă este cazul, inclusiv material. Pe lângă această activitate de consiliere, noi oferim ajutor material lunar. Vestea bună este însă că majoritatea cazurilor pe care noi le-am gestionat nu au avut neapărat nevoie de asistență financiară sau materială, ci au avut nevoie de puterea
cuvântului unei inimi iubitoare. Au avut nevoie de cineva care să fie alături și să le spună, să dea un sfat, pentru că săraca femeie de multe ori este lăsată singură în fața unei decizii prea mari. Dar noi oferim, atunci când este cazul, ajutor lunar, atât timp cât femeia are nevoie pentru a se simți în siguranță și pentru a-și recăpăta o stabilitate. Tot în aceeași idee avem locuințe protejate în cele trei orașe capitale de județ din Arhiepiscopia Iașilor, în Iași, Botoșan și Piatra Neamț, zone de locuit pe perioadă determinată în care femeia se poate reculege și își poate reseta traiectoria vieții atunci când are nevoie, se confruntă cu o sarcină neașteptată. De asemenea, ce încercăm să facem este să mergem acel one extra mile și să încercăm reintegrarea familială cu fiecare caz, pentru că este natural ca fiecare copil să crească atât în sânul familiei nucleice, cât și în sânul familiei extinse mai mari, pentru a beneficia de o dezvoltare sănătoasă, armonioasă. Și de obicei femeia în criză de sarcină temporar este exclusă din sânul familiei dacă refuză avortul, evident, iar noi ceea ce încercăm este să mergem până la capăt și să ne asigurăm că misiunea noastră pro-viață este dusă până la final cu succes. De asemenea, încercăm să dezvoltăm și o activitate de consiliere post-avort, întrucât noi considerăm că adevărata vindecare vine doar prin implicare activă în misiunea de a salva vieți, în primul rând prin recunoașterea greșelii făcute și prin asumarea ei în mod matur, completată ulterior cu activități concrete de a sprijini alte femei, astfel încât acestea să nu avorteze. Nu în ultimul rând, ceea ce încercăm să facem cu zel este să formăm preoții noștri și preoții și profesorii parteneri, dar în special preoții, să îi formăm în vederea consilierii femeilor aflate în criză de sarcină, astfel încât fiecare preot să fie pregătit să abordeze și să consilieze și să sprijine un astfel de caz. Din 2011 până acum am ajutat peste 1000 de femei din zona noastră de activitate să depășească criza de sarcină, fie prin consiliere, fie prin ajutor fizic material sau prin serviciile de cazare temporară. Prin Tel Verde sunt consiliate zilnic peste 30 de femei care sună cu probleme din familia aceasta de probleme. Pe scurt, resorturile activității noastre din Arhiepiscopia Iașilor stau în primul rând în legea iubirii Mântuitorului Iisus Hristos, care ne poruncește să ne iubim unul pe altul. Oricum poți iubi unul pe altul decât prin a te pune la dispoziția celui aflat în nevoie, ceea ce încercăm să facem și noi zi de zi. De asemenea, doresc să menționez faptul că ajutorul nostru, așa cum am spus la început, este dedicat oricui are nevoie. De aceea toți dumneavoastră cei prezenți aici, dacă se întâmplă vreodată să aveți nevoie de ajutor, mai mult decât oferiți sau complementar la ceea ce oferiți dumneavoastră, noi suntem deschiși tot timpul spre a oferi ceea ce putem face și ceea ce știm să facem. Nu în ultimul rând, aș vrea să adresez, să menționez un citat al Marului Dostoievski care spune următorul lucru: biserica nu are ca scop transformarea acestei lumi în rai, ci are ca scop împiedicarea ca această lume să devină un iad. Așa încât și noi, prin misiunea noastră, să încercăm să împiedicăm această lume să devină un iad al morții. Mulțumesc!